Mă opri noroc.
Yeah.
Domnișoara Liliana Dobrescu, noi vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Cu siguranță veți mai fi invitată la OLTV. Dacă dumneavoastră doriți să le spuneți telespectatorilor slătine în câteva cuvinte. Da, pot să spun că eu m-am simțit foarte bine aici, în acest climat călduros, așa cum trebuie să fie în muzica populară. Le doresc tuturor un weekend plăcut, toate gândurile bune și sper că am fost pe placul tuturor astăzi și dacă mă îndrăgesc, mă mai invitați dumneavoastră. Sigur, o să mai fiți invitată a Olt TV-ului, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, rămâneți alături de noi să vizionăm evoluția extraordinară a domnului Ion Crețeanu. Iar invitații emisiunii noastre în continuare sunt soliștii de muzică populară remarcabili, domnul Gheorghe Gheorghe, doamna Polina Gheorghe. Lele verde, foi ca plopu, lele verde, foi ca plopu, iubi balșu și vârtopu, să-i găsesc mândruții portu, iubi balșu jumătate, voina sa a treia parte, româna a doua parte, ca mândruța nu se poate. Lele verde o viorea mă, lele verde o viorea mă, ce ochi negri are mândra mă, să-i vândă i-aș cumpăra, că și neica amatorii să-și cumpere ochișorii, ochi negri și luminoi mă, ca cireașa de altori. Mai fă mândro cum mai face, mai fă mândro cum mai face, și mai treci vâlceaua-n coace, și mai treci vâlceaua-n coace, jumătate o trec și eu mă, că sunt bun la drumul greu, jumătate o trec și eu mă, că sunt bun la drumul greu. Sara când e lună plină, sara când e lună plină, vine mândra la fântână cu un coșuleț pe mână și mi-aduce țuică tare, guriță de sărutare, guriță de sărutare, trupciorel de dezmierdare. Și mi-aduce țuică tare, guriță de sărutare, guriță de sărutare, tare, trucciorel de desmiertare. Foaie verde și-o alună, am auzit o minciună, am auzit o minciună, că apa din jinui bună, că apa din jinui bună, când orbea doi se împreună, când orbea doi se împreună, că apa din jinui bună, când orbea doi se împreună, când orbea doi se împreună. Hai mândro să bem și noi, să ne iubim amândoi, să ne iubim amândoi, sub aninii din zăvoi, sub aninii din zăvoi, să fi ce roa pe noi, să fi ce roa pe noi, sub
sub aninii din zăvoi, să pice roa pe noi, să pice roa pe noi. Mândro dar ar Dumnezeu, când mor tu să mor și eu, să ne îngroam pentru o lădiță, guriță lângă guriță, și să seamene pe noi busuioace și trifoi, busuioace și trifoi, și să seamene pe noi busuioace și trifoi, busuioace și trifoi. Iancule, de unde vii? De la târg, de peste jii, de la târg, de peste jii. Iancule, ce-ai târguit? 7-8 oca de plumb, să dau la copii în crâng. Sunt copii fără de minte, risipesc la gloanțe multe, risipesc la gloanțe multe. Iancule, de unde vii? De la Olt mă trag la jii, de la Olt mă trag la jii. Mă potiță, mă podar, trage podul mai la mal, trage podul mai la mal. Trage podul mai la mine, cărăcesc un glonț în tine, cărăcesc un glonț în tine. Dar podarul nu venea, iar Iancu ce mi făcea, cu murgul se sfătuia. Mai bine cu murgul not, mai bine cu murgul not. Dă-te murgule pe lat și m-aruncă pe uscat, și m-aruncă pe uscat. Dar murgul că l-auzea și pe lat că se dădea, și pe uscat la alta. Am zis verdeism, creață, am iubit în astă viață, am iubit și multe am tras, nici de-al dracu nu mă las. Și-am zis verdeism, creață, am iubit în astă viață,
Am iubit și multe am tras, nici de-al dracu nu mă las. Am făcut și-mi trag păcate, că-am iubit multe surate. Nu mai știu prin câte sate, frumoase firar jurate. Când eram tânăr eram, una oache și-o iubeam. Dulce mă mai săruta, nu dormeam toată noaptea. Când eram tânăr eram, una oache și-o iubeam. Dulce mă mai săruta, nu dormeam toată noaptea. Voiam să dorm ca tot omul, deloc nu mă prindea somnul. Nu dădeam geană pe geană, că mă chema în poiană. Aveam mândre peste tot, sunt bogat, nu-s sărăntoc. De câte ori ne-ntâlneam, ce mai dragoste făceam. Aveam mândre peste tot, sunt bogat, nu-s sărăntoc. De câte ori ne-ntâlneam, ce mai dragoste făceam. Pe una din vădăstrița, mă uit pupaia-și gurița. Ce i-am mai deschis portița, ce i-am mai bătut ulița. Dar din câte le-am avut, una m-a pus la zăcut. Avea gropiță în obraz, de n-o porci uita nici azi. Foaie verde, foi de praz, cine-mi trece pe islas? Ne-i calm eu cu calul braz și văpaia în obraz. Ne-i calm eu băiat curat, de trei ori pe zi spălat. De trei ori pe zi spălat și cu părul pieptărnat. Strânge-ne-i ca mijlocul, cu brâu roșu ca focul. Și mi-l iubesc petele, că le-a purtat betele. Că e înalt și subțire, mor petele după el. Că e înalt și sprâncenat, și dulce l-a sărutat. Ne-i că dacă ești viteaz, fă-ți grădină cu pârleaz. Și-n grădină fă-ți fântână, să-ți fie mândra la mână. De trei ori pe săptămână, cu peșchirul la îndemână. Dragostea cu dor se adună, să veșnicim împreună. De trei ori pe săptămână, cu peșchirul la îndemână. Dragostea cu dor se adună, să veșnicim împreună. Din Vâlcele Ioana Neni, mândruliță din Vâlcele. Lele, lele, dăm și mie floricele. Lele, lele, dăm și mie floricele. Ioana Neni, n-are dai ca flor de dat. Ioana Neni, n-are dai ca flor de dat. Neiculiță, ca stăvară n-a plouat. Neiculiță, și-a muncit de le-am udat. Și-a muncit de le-am privit. Ioana Neni, și-a muncit de le-am privit.
Neiculiță, din zor până n-a sfințit. Neiculiță, din zor până n-a sfințit. Ioana neni, udă mândro florile. Ioana neni, cât mai ești cu fetele, mândruliță, o veni și vremea ta. Mândruliță, când mândro tu-ai mărita. Ioana neni, tot plânge florile toate. Ioana neni, că le-ai udat zi și noapte. Mândruliță, de-acum le-ai uda eu. Măi mândruță, cu lacrimi de dorul tău. Mândruliță, de-acum le-ai uda eu. Dragi telespectatori, așa cum v-am promis la începutul emisiunii noastre de astăzi, invitații acesteia sunt soliști de excepție ai muzicii populare, oameni care și-au dedicat întreaga viață cântecului popular, care au colindat lumea în lung și în lat, care și-au compus textele și liniile melodice așa cum este muzica populară, simplă, fără să suporte alte influențe, fiindcă numai așa reușim să păstrăm muzica populară nealterată. Invitații alături de mine în continuarea acestei emisiuni sunt doamna Polina Gheorghe și domnul Gheorghe Gheorghe. Bine ați venit la Old TV! Bine v-am găsit! Mă bucur că am trecut Oltul, acest râu cu rezonanță istorică, și bine v-am găsit pe dumneavoastră toți oltenii! Noi ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră datorită faptului că dumneavoastră aveți programe foarte încărcate și o să vorbim puțin despre aceasta mai târziu în cadrul emisiunii. Domnul Gheorghe Gheorghe, dacă doriți să... Și eu vă zic să rămână și bine v-am găsit dumneavoastră și întregilor tuturor telespectatorilor care urmăresc acest post de televiziune. Ați mai fost la Slatina? Numai în trecere. La televiziune aici n-am fost. Și spectacole în Slatina, la spectacolele din Slatina nu ați avut nicio evoluție? Nu, n-am avut, dar dacă ne invitați, cu cea mai mare plăcere. Nu, pentru că și dumneavoastră aveți aici destui interpreți de muzică populară. Noi muntenii trecem mult. Da, este adevărat. Sigur o să fiți invitați. Haideți acum să spunem telespectatorilor slătineni, de unde veniți dumneavoastră, de fapt? Eu vin din Râca, comuna Râca. Este situată în partea de sud a județului Argeș. Sunt în imediata vecinătate a comunei Siliștea Gumeștea lui Moromete, care este cuprinsă în județul Teleorman, deci granița județului Argeș trece printre aceste două comuni, comuna Râca și comuna Siliștea Gumești. Așadar, eu vin de pe meleagurile lui Moromete. Îmi place să spun că sunt și argeșancă, după cum și Moromete este tele-argeșan. Da. Și ne aparține nouă tuturor, atât muntenilor cât și oltenilor, pentru că viața aceea de la țară pe care a redat-o Moromete, în ea se regăsesc chiar și dobrogeni. Am întâlnit dobrogeni care spuneau, domnule, parcă ar fi de la noi de acasă. Zice, ar fi trăit la noi în sat, Marin Preda. Am întâlnit olteni care au spus, domnule, dar parcă ar fi și al nostru. Deci el este al nostru, al tuturor românilor. Da, așa este. Domnul Gheorghe Gheorghe. Eu din Olten, Teleorman, mă învecinez cu Polina Gheorghe în partea de nord a județului. La noi, localitatea noastră, însăși denumirea de Olteni, a luat la Revoluția de la 1821, când pandurii lui Tudor au traversat... Aici, da, Oltul, pentru a nu mai fi Teleorman. Urmăriți, pentru că era urmărit. Și da. Tu de-aia ai venit aici, că de fapt ai venit între oltenii tăi. Nu, pentru până acum n-ai recunoscut că ești oltean. Să zicem Teleoltean, e o zonă de interferență. Muntenia, Oltenia, și de aici și inflexiunile care se găsesc în cântecul popular din localitatea din care provină.
Da, noi ne bucurăm că dumneavoastră sunteți astăzi alături de noi. Așadar, doamna Apolina Gheorghe, haideți să începem cu primele cântece ale dumneavoastră pentru telespectatorii slătineni, datorită faptului că ne-am propus ca în cadrul acestei emisiuni de astăzi și chiar la cea de mâine să le oferim acestora cât mai multă muzică populară. Da, eu voi începe cu un cântec care este foarte cunoscut în muzica populară românească, Spune, spune pui de cor, pentru că este ca un imn al argeșenilor și am fost sponsorizată de cei de la mine din sat pentru a-l interpreta. Dar mi-au plătit orchestra și înregistrarea pentru el. Un lucru foarte frumos și remarcabil în același timp. Așadar, dragi telespectatori, pentru dumneavoastră, Polina Gheorghe. Și vreun pot ca să poți trece și eu Argeșul în satul meu. Spune, spune, pui de cor peste Argeș și vreun pot ca să poți trece și eu Argeșul în satul meu. Ca ploua trei zile într-una. Și-a venit prea mare gârla, of, of, din dădată. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec, măi. Și n-am pe unde să trec, mi-e frică să nu mă nec, măi. Ferice Argeș de tine, că n-ai niciun dor pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, nu-ți duci cu drag apele, măi. Ferice Argeș de tine, că n-ai niciun dor pe lume, n-ai nici dor, nici dragoste, nu-ți duci cu drag apele. Și-n ceasul de-o-i muri, măi. Nici acum, nici peste o zi, nici-n ceasul de-o-i muri, măi. Ce viață mai era, măi.
din capălăioară. O puicuță româncuță cu trupșor de porumbiță, cu ia de marchizet, desfrânge inima-n piept. Cu pâine-n prag te primește și la masă te poftește. Adă vinul neîndulcit, failincofa, la voinicu ostenit, failincofa, și rachiu piperat, failincofa, la voinicu amorezat, failincofa. În drum să stingă setea cu vin, măi, și cheltuiesc într-o sară simbria luată pe o vară. Zi, măi, lăutare, zi, numai-n cântec să ne ții. Zi, pe Radu, hai Ducu, ori pe Miu, Munteanu. Adă vinul cu ala, failincofa, și rachiu cu litra, failincofa, că vinul ne-nveselește, failincofa, rachiu ne-ntinerește, failincofa. Și negustorii cu punga de călbiori, măi, se opresc mocan din munte cu chimirele tixite. Ia toarnă vinul cele, rubiniu nu mai mărgele, păstrat pentru zile mari, să închine cu lăutari. Adu-și o țuică de prună, failincofa, ca inima ta de bună, failincofa. Vinul rece din butoi, failincofa, negru ca și ochii tăi, failincofa. Vinișor de razachie, să închinăm cu bucurie, la oameni de viță aleasă, cinste și belșug în casă. Făceam drumul potecele și pădurea colnicele, și pădurea colnicele. Eram ca floarea de crin, purtam tinerețea-n sân, măi. Eram ca floarea de crin, purtam tinerețea-n sân. Abalele și-a mea lele, și-am iubit tot pe plăcere, pe pofta inimii mele, pe pofta inimii mele. Cel de grâu mărunt, nu știu nei că ce-am făcut, vremea când s-a vremuit, măi. Anii când i-am cheltuit, ori din mână i-am pierdut, că la târg nu i-am vândut, nu știu când i-am petrecut, măi. Da, 102 poli, să mai fiu cum am fost ieri, abalele lelișoară, să mai trăiesc până la vară. Să vă scâmp un bobocit,
și ghiorele pântrâi. Ce frumoase, domnul Gheorghe Gheorghe, cele foarte prezentate frumos de doamna Polina Gheorghe. Acum, haideți să le spuneți dumneavoastră, telespectatorilor slătineni, domnul Gheorghe Gheorghe, cu ce cântece ați venit la Olt? De unde v-ați inspirat în textele acestor cântece? Da, da. O parte din cântecele mele sunt culese încă din copilărie. Da. Deci chiar le-am cules în zona natală de acolo. Iar mai târziu, sunt făcute de mine textele în colaborare cu alți cunoscători în materie de folclor. Da. Și probabil alături de dirijori, orchestre bune, orchestre de calitate, oameni care nu cred că v-au făcut foarte multă corectură datorită faptului că dumneavoastră știți cum să compuneți aceste texte. Deci, singur mi-am făcut multe texte și când a fost să le revizuim un pic, n-am tăiat prea mult din Păi tocmai asta spuneam. Deci au fost unele versuri la care s-a mai umblat, dar nu prea mult. Nu prea mult. Ce oferi? A lucrat foarte mult la materialul ei, cel puțin ultimul material. E munca multor ani de zile.
Din Muntenia eu mă mândresc cu Gheorghe Gheorghe și Ion, da, Ioniță. Sunt două voci mari, consacrate, ale Munteniei, din generația mai tânără. Ne place să ne numim tineri, pentru că noi suntem tineri, da. Dar suntem acum, suntem interpreți consacrați, nu ne mai putem numi începători. Da. Gheorghe, el își cunoaște portul, vorba, cântecul, da, da, și Ionița la fel, și eu la fel. El știe că eu sunt foarte exigentă, pentru că în momentul în care te apropii puțin, vrei să iei mai mult din lumina cărții. Și eu am fost o tipă bătăioasă. Eu vă spun un lucru, atunci când nu te poți, n-ai pungile cu bani lângă tine să te descurci în viață, le spun și celor care ascultă emisiunea, oameni buni, învățați vorba lui Lenin, nu mi-a plăcut niciodată, dar e singura salvare de a scăpa de sărăcie cât de cât, de a vă descurca acolo unde mergeți. Și este clar pentru mine cântecul. Până la urmă îi dau, pentru cunoscători, îi dau și o linie filozofică, pentru că el trebuie să aibă introducere, cuprins și încheiere, și nu întâmplător au rămas cântecele deosebite, da, vechile înregistrări din radio. Deci ele cred că au fost studiate și mari interpreți, au fost oameni școliți. Nu spun că omul, noi ne naștem cu inteligența, iată, avem o Maria Tănase, o cucoană, dar avem și țăranca Maria Lătărețu, o voce deosebită, dar ce vreau să vă spun, Maria Lătărețu, eu cred că, în mod cert, a fost o femeie inteligentă, a fost o femeie care a acceptat sfaturile și cred că eu o voce deosebită, dar nu cred că a cântat întâmplător. Nu, 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 cu siguranță nu a cântat întâmplător. Da. Așa cum domnul Gheorghe Gheorghe o să prezinte telespectatorilor slătineni acum câteva melodii. Câteva melodii, câteva cântece de muzică populară, cântece pregătite pentru dumneavoastră și oferite dumneavoastră cu foarte mult suflet de domnul Gheorghe Gheorghe. Iar ligă și te zice da o ligă. Și mie e bovnica mică, și mie e bovnica mică. Și-aș lăsa-o, te-ar mai crește, dar dorul mă pridinește.